Îmi aduc aminte că într-un an, înainte de Crăciun, eram în public, în sala Palatului și am și acum în minte imaginea lui Ștefan Bănică, senior, care zâmbea de pe un ecran mare către public și mai ales către Ștefan Bănică Junior. Bună ziua, Ștefan, mă bucur că ne reauzim între prieteni. Bună ziua, bună ziua tuturor! 11 noiembrie, ziua de naștere a tatălui tău. Recunosc că nu întâmplător am ales această piesă ca să o auzim înainte de a discuta cu tine, pentru că păstrez încă în minte acea emoție din concertul de Crăciun, dar și emoția pe care o aveam, era micuță, dar m-am bucurat de fiecare dată de prezența tatălui tău, fie prin înregistrări video, acum a apărut internetul și avem oricând posibilitatea să le revedem mult mai ușor. Ștefan, dacă tatăl tău ar fi a fost acum între noi, în studio, ce ai spune? Ce i-a spune? Sunt lucruri, nu pot să, nici măcar nu pot să fac un exercițiu de imaginație. Dar să spun că ar fi mult prea sărace cuvintele ce ea spune. Important e ce simți. Și vis-a-vis de tata, simt că e cu mine mereu sau în momentele când am nevoie, știu că e acolo, lângă mine. Cum? Nu pot să-mi explic, dar știu că e acolo și asta e cel mai important. Și cred că nici nu avem nevoie până la urmă de o explicație, pentru că cei care cunosc foarte bine situația, până la urmă se întâmplă lucruri care nici măcar nu trebuie povestite mai departe. Ștefan, în urmă cu câteva zile ascultam tot la radio, știi că pentru mine acum este momentul mărturisirilor, povestesc ce mi s-a întâmplat când am fost la tine la concert, acum o să-ți povestesc ce mi s-a întâmplat când am venit la radio într-o dimineață. Și știi, am dat drumul microfonului, am început să facem emisiunea și mi-a atras atenția în mod deosebit o piesă, nu mai auzisem până atunci și mi-am întrebat colegii din regia de emisie care au zis, da, e piesa nouă, Ne vedem într-un vis, am văzut că așa se numește piesa, era scris clar pe playlist. Suna foarte bine și la mine în căști și cu siguranță și pe radiouri. Și atunci mi-am propus să stau de vorbă cu tine ca să-mi povestești mai multe și am mai recunoscut pe altcineva, Liviu Teodorescu, pe această piesă și vocea lui e la fel de frumoasă. Cum a fost colaborarea asta? Cum a venit ideea? Cine a făcut primul pas? Am o grămadă de lucruri de întrebat. E adevărat, am spus lucrul ăsta, e o colaborare inedită și pentru mine și pentru Liviu, deci practic facem parte din două generații sau dacă vrei două școli diferite de viață în primul rând, dar lucrurile au curs și asta a fost important. Eu în general rar am făcut colaborări care nu au fost piesele mele în întregime, adică cred că a fost cu Moga, Ce dragostea, Cabron la masa mea și uite că vine și a treia oară, tot cu noroc. Liviu Teodorescu. Da. Pentru că, în general, de ani de zile și voi știți foarte bine la Radio România, eu am scos albume odată la 3 ani, la 4 ani, că așa mi se părea normal, ca să ai ceva de spus. Acum lucrurile s-au schimbat, nu mai e... Adică se scot piese zilnic de când există YouTube-ul și mai ales în ultimii ani sunt lansări peste tot, oricând, peste tot pe glob, adică nu mai e ca înainte, aveai o lansare, ceea ce într-un fel, nu știu dacă e bine sau rău, dar lucrurile s-au schimbat. Vis-a-vis de colaborarea cu Liviu, el a venit cu această propunere de piesă. Deci el a făcut primul pas, da? Da. Exact. Mie mi-a plăcut foarte mult piesa, după care i-am dat o formă finală amândoi. Am stat, am lucrat împreună și am mers lin, foarte lin. Adică lucrurile au curs. Și mă bucur tare mult. Liviu e un băiat extrem de talentat și un băiat serios vis-a-vis de muzică și implicat și cred că e unul din vârfurile generației lui. Cu siguranță și foarte modest, pentru că mi-aduc aminte când Liviu Teodorescu a ajuns aici Radio România, în studio la Radio România Actualități, a venit cu o chitară și cu vorbele la el. O modestie incredibilă și cred că asta... Și foarte mult bun simț. Și foarte mult bun simț, exact. Exact. M-am uitat la clip tot aseară și voiam să te întreb, Ștefan...
apare atât de mult albastru. Albastru avem și aici în studio, fondul nostru, albastru și un rol important și în acest clip. De ce ați ales această culoare? Regizorul clipului a ales culoarea asta, care semnifică, are câteva semnificații. Vă dați seama, fiind o piesă de dragoste, e clar că n-aveam ce să ne cântăm unul altuia. Și atunci există niște povești da. Paralele, iar acea acuarelă albastră, da? Acea acuarelă albastră delimitează stările fiecăruia dintre noi. E o piesă sensibilă, este o piesă care are emoție, e un text bun, după părerea mea, și împreună eu cred că sunăm bine. Și e o poveste de dragoste, e o poveste care se termină, și pentru că ce a fost înainte, evident că lasă niște urme în viața ta. Eu așa văd din punctul meu de vedere. Prefer ca relația să se desfășoare apoi în vis, pentru că în vis se întâmplă numai cum îți dorești tu. Deci e vorba, nu vreau să intru în... Ce frumos ai spus, că în vis se întâmplă doar ce dorești. Ce-ți dorești tu, asta este ce, cum te visezi tu, cum crezi tu că e starea aia de bine. Și oricum, atunci, da. Chiar dacă este o piesă care aparent e vorba despre o despărțire, iar un mesaj pozitiv și are un mesaj frumos și cald și emoționant. Și ce frumos vorbești despre această piesă. Singurul moment pe care mi-l doresc și cred că și cei care ne ascultă este să auzim această piesă a ta în colaborare cu Liviu Teodorescu. Să nu închizi bine? Este piesa lui mai mult decât a mea. E piesa noastră, dacă vrei, dar este piesa lui mai mult decât a mea. Am contribuit și eu la această piesă, dar... Este în mare parte piesa lui Liviu. Păi Ștefan, atunci să spun și eu cum spuneai tu la concerte. Oameni buni, acum urmează o piesă, este piesa lui Liviu Teodorescu, la care a participat și Ștefan Bănică, dar de fapt este piesa celor doi. Ne vedem într-un vis, să nu închizi, Ștefan, ascultăm piesa pe care tocmai, despre care tocmai am vorbit acum între prieteni. De azi suntem un simplu strop de gând, fir de nisip purtat de vânt, atât de azi, de azi. Nu te mai simt la pieptul meu, patul e gol la fel cum eu. Voi fi de azi, n-o să te las să pleci așa, te rog, promite-mi. Că o să ne vedem acolo unde nu-s cuvinte. Ne vedem într-un vis, dansând pe cerul aprins, fără să știm ce e cu noi, fără furtună, fără ploi. Ne vedem într-un vis, dansând pe cerul. Am rămas singur, doar eu și chitara mea.
Ne vedem într-un vis. Ștefan Bănică, Liviu Teodorescu, piesă nouă, am auzit-o acum la Radio România Actualități. Vă reamintesc, suntem în legătură directă prin telefon cu Ștefan Bănică. Frumoasă piesă am ascultat mai devreme, Ștefan. Mă bucur că îți place. Și mie îmi place. Și uite, fii atent, o să-ți citesc trei mesaje. Unul dintre ele, sigur, o să-ți placă foarte, foarte mult. Minunat, minunat, minunat. Este un mesaj nesemnat. Fără cuvinte, alt mesaj nesemnat. Dar al treilea mesaj este semnat de Maria. Pe mine m-a impresionat foarte mult. Spune Maria așa, printr-un SMS. Dragilor, m-ați făcut să plâng. Acum am auzit pentru prima oară piesa, am dat radioul la maxim și am tras pe dreapta, pentru că sunt prea emoționat. Da, frumos. Frumos. Compliment. Și adică mie mi-a plăcut foarte mult. Superb. Super. Despre asta e vorba, în genul ăsta de piese. Adică dacă trezește în tine ceva, dincolo de muzica, mai ales în perioada asta pe care o trăim, muzica ne poate vindeca de multe ori. Și genul ăsta de piesă e posibil să fie medicament. Am primit și eu multe mesaje de genul ăsta și mă bucur tare mult că e percepută de unii oameni în felul ăsta. Faptul înseamnă că mult. Foarte mult. Mult pentru exact. Noi, da. Faptul că te emoționezi atunci când asculți o piesă la radio, cred că până la urmă e un fel de balsam sau un fel de chiar și tratament prin suferință, pentru că atunci când plângi, te cureți într-un fel și te răcorești. Nu știu dacă ăsta este chiar termenul care potrivit, dar așa mi-a venit la mână. Se descarcă niște energie. Îmi doresc foarte tare să putem cânta piesa asta live, să o cântăm împreună. Timpurile nu sunt foarte potrivite pentru treaba asta, dar am speranța că se va întâmpla la primul concert de-al meu. Știi când va avea loc primul concert, Ștefan? Așteptăm să scadă cazurile de infectare, așteptăm să scadă cazurile de infectare și să intrăm, cum să spun, într-o scădere permanentă ca să putem da drumul la concertul de Crăciun, care și așa anul trecut n-a fost posibil de niciun fel, și așteptăm anul acesta cât mai putem să așteptăm, pentru că după aia va fi prea din scurt. Mă întreabă oameni de peste tot, din celelalte orașe ale țării, din afară, din străinătate, ca și când ar căuta în mine o speranță. Vă dați seama că și eu sunt în aceeași situație, îmi doresc foarte mult să fac lucrul ăsta. Dar evident că în momentul în care vom face, veți ști, pentru că vom anunța. Și uite, așa le-am răspuns ascultătorilor, să știi că și nouă ne-au trimis foarte multe mesaje încă de aseară, de când am anunțat că vei fi aici în studio, am primit asemenea întrebări, dacă va avea loc concertele tradiționale de Crăciun. Știi, de fiecare dată, aproape în fiecare an am văzut astfel de concerte, nu cred că am lipsit vreodată, îmi place foarte mult atmosfera, în special acea bucurie a oamenilor, te îmbrățișezi, dansezi lângă vecinul de scaun, chiar dacă nu l-ai cunoscut niciodată. Asta e vorba și lucrul ăsta nu se poate întâmpla oricum, înțelegi? Adică ce ar fi concertul de Crăciun, tradiționalul concert de Crăciun al meu de la Sala Palatului, fără ca oamenii să se bucure împreună, fără ca oamenii să trăiască la unison, să râdă, să plângă, să danseze împreună. Care ar mai fi scopul atunci? Da. Am mai spus și eu lucrul ăsta, să știi că și asta e paradoxal, dar așa e. Crăciunul, el vine oricum. El nu ține cont nici de pandemie, nici de... El vine oricum. Această sărbătoare care e în sufletul tău, depinde cum o putem trăi, cum o putem împărtăși. Crăciunul de la distanță e foarte trist. Și dureros, până la urmă. Da, da, da. Da, da. Știi, eu mă gândesc acum... Sperăm, adică... Sper din tot sufletul că vom putea face anul ăsta concertul de Crăciun. În condiții de siguranță, chiar dacă e vorba de 50% din sală. Măcar pentru baloanele de la final sau pentru confetii. Sau... da. Nu, era o glumă, evident. Pentru, da. pentru oameni, pentru noi și pentru baloanele și confetii de la final.
Ștefan, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi, pentru tonusul pe care îl ai și mi-ar plăcea atât de mult să vin, chiar dacă nu găsesc locuri de parcare niciodată, pentru că niciun an nu îmi țin mașina, mai merg un sfert de oră pe jos, dar nu contează, chiar dacă sunt sergeroase sau din contră, că au fost ani când am avut și temperaturi foarte ridicate, chiar dacă se apropia Crăciunul, îmi doresc din suflet și cred că nu numai eu, toți cei care te admiră și doresc să se bucure cu adevărat de acea atmosferă. Mai avem mai puțin de... Da, vrei să spui ceva? Și eu la fel. Mi-este dor să mă întâlnesc cu oamenii. Mi-este extrem de dor. Vreau să zic o paranteză scurtă. Am cântat, ultimul concert a fost pe 25 septembrie da. În Parcul Herăstrău. S-a numit Super Party in the Park. Și deși n-am avut voie decât 1000 de oameni într-o sală, o grădină de vară de 2500 de locuri, a fost minunat. Sunt convinsă. Minunat. Ne-a fost dor unii de ceilalți. S-a simțit lucrul ăsta. Și probabil că așa va fi și dacă vom avea ocazia să cântăm... Asta voiam să spun. Îți dai seama ce o să fie dacă... Ce nebunie o să fie la următorul concert, chiar dacă va fi anul ăsta sau poate anul viitor. Ștefan, te îmbrățișez și îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat să stai de vorbă cu noi. Poate ne ajută bunul Dumnezeu ca cât mai curând să fii aici în studio și să vorbim despre toate lucrurile frumoase care ni se pot întâmpla. Ștefan Bănică, mulțumesc, zi bună! Ștefan Bănică în direct astăzi la Radio România Actualități între prieteni. În curând va fi miezul zilei, fix peste aproape 8 minute. Cătălin Gomboș este deja pregătit să vă prezinte știrile Radio România Actualități, apoi Alexandra Andon vă așteaptă la o dezbatere de prânz. Eu sunt Daniela Mihai, vă mulțumesc pentru fidelitate și pentru prietenie și ne reauzim mâine dimineață, imediat după ora 9. Să aveți o zi frumoasă și să vă meargă bine!